145 de prescripții, 56 de procese verbale și amenzi de 72.000 de lei. Sunt rezultatele de pe urma controalelor opinate și inopinate efectuate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Astfel, pe parcursul săptămânii trecute au fost efectuate 31 de controale la agenții economici din domeniul producției de origine vegetală. Verificări s-au făcut și la 13 agenții economici, 5 magazine specializate, precum și la 3 piețe agricole unde se comercializează material semincer și săditor. Inspectorii ANSA s-au deplasat și la 37 ferme de întreținere a animalelor, 19 stâine, 8 gospodării particulare, 5 cabinete veterinare și 20 de exploatații de animale unde au efectuat controle opinate și inopinate. În perioada de referință au fost verificate din punct de vedere a conformității 31 de puncte de colectare a laptelui, 2 puncte de sacrificare și 2 abatoare. Inspectorii pentru supravegherea comerțului au vizitat 90 de magazine alimentare, 3 gherete alimentare, 5 markete. Totodată au fost întreprinse vizite de control la 43 de săli de festivități, 31 de cafenele, 8 baruri, 9 cantine și la 40 de blocuri alimentare din instituții școlare și preșcolare. În total, în urma controalelor efectuate de către inspectorii ANSA din teritoriu, pe parcursul săptămânii trecute au fost depistate 185 de neconformități. Totodată au fost întocmite 145 de prescripții, 56 procese verbale de contravenție. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 72.000 de lei.